Dacă adică spun unii așa, spun că va veni ajutorul rușilor, alții spun că va veni ajutorul rușilor. Așa, doamna, mesajul așa este zașifrovan, că nu știu dacă cineva să înțeleagă. Deci, domnul Moțan, descifrați mesajul nostru. Despre ce porție externe vorbește? Deci, dacă ai un acord de asociere cu Uniunea Europeană și acolo e scris ce ai de făcut, iar în schimb o aceea ce faci pentru că noi l-am semnat, primești suport ca da, să avansezi. Nu uitați de condiționalități politice. Păi da, pentru că am semnat acordul ăsta. L-am nu semnat. Era nimic despre condiționalități. Ele au apărut ulterior. Au apărut pentru că a fost nevoie să apară. Așa. Pentru că... Credeți că a fost nevoie. Stați, a fost nevoie. În schimb, cu Federația Rusă, noi avem un acord de liber schimb care, în mod straniu, este aplicat selectiv pentru un singur candidat. Înțelegeți? Deci este un fel de inegalitate. Pentru Uniunea Europeană, oricine ar fi la guvernare, dreapta, stânga, unioniști și așa mai departe, dacă îndeplinești prevederile acordului de asociere, iată suportul. Și am văzut acest lucru când domnul Pavel Filip era prim-ministru, domnul Plahotniuc guverna țara, în noiembrie 2017, s-a semnat memorandum, au fost condițiile, faceți asta, primiți în pofida faptului că domnul Plahotniuc era într-o chipare a forțelor, hai să spunem așa, ostile. În relațiile noastre cu Federația Rusă, noi avem un acord de liber schimb. Și acest acord de liber schimb este ca și cum trecut cu vederea, noi suntem pedepsiți pentru că autoritățile au semnat acordul de asociere și ni se spune că doar un singur partid, dacă vine la guvernare, poate cumva Au spus ei asta oficial? Sigur că da. N-au spus ei oficial. Cine n-a spus? Poate Dodon să spună asta, dar rușii n-au spus. Nu, dar să vorbește Dodon despre asta. Dodon poate spune. Păi stați, dar noi vedem. Noi vedem că Dodon face campanii pe asta. Păi Dodon face, dar vorbește despre Rusia. Dar atunci de ce să speculeze factorul implicării străinilor? Ca să câștige electoral. Ca să câștige. La fel cum face orice politician. Exact. Atunci trebuie să le spunem cetățenilor. Stimați cetățeni, astea sunt speculații pentru a câștiga alegerile, pentru a vă pune spaghete pe urechi. Asta trebuie să înțeleagă cetățeanul din această discuție. Și atunci, europenii la fel trebuie să spunem așa. Sunt speculații, că ei vor da bani tuturor. Și lui Dodon, și lui Voronin. Dar cine folosește în genere chestia asta în campanie electorală? Că spuneți-mi, înainte de acord de asociere, nu i-au dat. Spuneți, cine folosește asemenea mesaje? Că Occidentul va da, de unde ați luat chestia? Nu, eu merg pe ideea domnului Boțan. Domnul Boțan argumentează ceva și eu arăt inconsistența acestei argumentări. De ce inconsistența? Pentru că ce spune domnul Boțan, asta sunt declarațiile oficiale pe care le face și domnul Voronin, care este cap de listă la blocul pe Ceremia, și spune Dodon, care este numărul 2 în acest bloc. Da, așa spune. Și domnul Furculiță spune. Ei o fac din punct de vedere electoral. Dar care este logica că la fel și Occident? Occidentul în genere prin nimeni nu vorbește despre așa chestie. Prezenți zi și noapte aici. Dacă ești prezenți, nu fac asemenea declarație. Noi încurcăm lucrurile. Deci occidentalii vin cu contribuții financiare serioase în baza Când ultima dată au dat ei contribuții financiare serioase? Păi Uniunea Europeană, are proiecte de infrastructură la Cahul, la Ungheni. Da, numai nu guvernului dau. Dau administrațiilor publice. E așa corect fac, pentru că guvernul fură banii ăștia. Dar reglementările face guvernul. Deci noi înțelegem aceste lucruri. Guvernul face toate reglementările și pentru administrația locală și pentru toate lucrurile astea. Deci, eu vreau un singur lucru, ca să înțeleagă cetățenii, că cei care speculează cu implicarea străinilor sunt primii care îi implică. Și cazul cu Tkaciuk, și n-am văzut reacția audiovizualului nostru, instituție de stat, și chestia asta e... Cu Tkaciuk? N-a fost un post de televiziune... N-a dat voie ca el să apară acolo. Dar dumneavoastră mergeți mai departe și ajungeți la niște tragi. Acest lucru s-a făcut, eu am citit interviul lui Tkaciuk, acest lucru s-a făcut la telefonul unui lider politic de la Chișinău care Spuneți lucrurilor pe nume. Cine a sunat din Chișinău și a rugat să nu apară postul Tkaciuk pe RTR? Când îl chemați pe domnul Tkaciuk, vă povestește el. Dar este un fenomen care este persist în Republica Moldova. Și pe mine, ca și cetățean, chestia asta cumva mă atinge. Vorbești despre implicarea străinilor și îi implici în același timp.
Eu aș vrea, deci, haideți, pentru că asta, eu nu știu, este foarte greu să înțelegi toate chestiile astea prin asemenea prismă, cred că. Dar haideți să privim lucrurile prin altă prismă. Deci, acest discurs a socialiștilor și comuniștilor, că nu vom da țara străinilor, că iarăși, haideți, ne unim forțele de stânga, toate partele de stânga, să eliberăm țara și așa mai departe. Deci, asemenea declarații fac partidele sau face un partid care din 2019 este la guvernare și care din 2019 noiembrie este de unul singur la guvernare până 2021, care controla Parlamentul, care controla guvernul, care avea și președinte și președinte de Parlament și șef de guvern. Deci un partid politic care intră în blocul de stânga, cum este PSRM, se lansează cu un asemenea slogan în campanie electorală: nu vom permite să dăm țara străinilor. Deci, domnilor, dar doi ani de zile, ce a făcut acest partid și de ce a ajuns tocmai la peste 2 ani și jumătate de guvernare de unul singur, controlând Parlamentul, guvernul, președinția, încă o dată, repet, să vină cu așa un slogan în campanie electorală. Dar cine pretinde așa de tare la să controleze Republica Moldova, de exemplu, din străinii? Nu, eu nu mă revolt, eu pur și simplu nu înțeleg logica. Eu nu înțeleg logica unui partid care controla guvernarea 2 ani și jumătate de zile. Dar eu nu controla toate instituțiile. Cum, domnul Ciurea? Iată aici, vă rog frumos... Curtea Constituțională, ați văzut ce decizie. Da, dar când Curtea Constituțională era condusă de membru partidului PSRM, cum a fost domnul Țurcan, Vladimir. Deci 5 minute și a fost dat un telefon și vai ce scandal. Dar tot domnul Dodon a contribuit ca domnul Țurcan peste 5 minute să nu mai devină șef de Curtea Constituțională. Nu a contribuit Dodon, deci, dar pur și simplu... Dar haideți, refrenul este că Curtea Constituțională este controlată de forțe străine, domnul Ciurea. Asta este, pur și simplu, un nonsens, absurditate și, în genere, o prostie crasă care președinția este interesată cu oameni a căror proveniență și origine noi nu știm, cine sunt ei, ce se ocupă, care este. Origine, aveți în vedere un arbor al genealogiei? Mă refer la oamenii cu rucsaci, așa îi numesc în spate. Dar care-i problema? N-a venit! Care-i problema în oamenii cu rucsaci? Problema este că nu avem acordul dintre președinție și Fundația Adenauer cu privire la funcționarea și cu privire la acest proiect. Domnul, lucrurile sunt mult mai grave.